Bună seara, doamnelor și domnilor, suntem la Circul Metropolitan din București, Florentin Ciobanu și Bogdan Hofbauer și vă invităm să urmăriți un eveniment cu totul deosebit. Ronnie O'Sullivan din nou în România, el va juca împotriva a doi jucători de la noi din țară, dar și un meci cu totul special cu cea mai bună jucătoare de snooker feminin din lume. Trei meciuri, dintre care două de câte un frame. Este locul unde Roni a mai fost prezent de câteva ori în ultimii ani. România, de altfel, o țară cu care s-a tot obișnuit O'Sullivan. Însă să ascultăm și această cuvântare, pentru că avem și un arbitru foarte bun. Este vorba de a fost selecționat să arbitreze la Masters, iar în acest an a arbitrat la Crucible, la Seniors World Championships, adică jucători peste 40 de ani, Alex Crișan. El este Alex Crișan și cum mereu facem legături cu fotbalul, să spunem că îl putem compara să fie, nu știu, acest Ovidiu Hațegan al snookerului românesc. Primul joc va fi între un român, Florentin, și tu ca cunoscător și apropiat este și implicat român, în această lume a snookerului, ce șanse îi dai lui Alex Crișan să ajungă la turneile, de exemplu, să arbitreze meciurile pe puncte de la turneile majore? Alex Crișan este deja în turneele de puncte. A participat la Mastersul londonez. Din ce am înțeles, o să fie și la UK Championship. Și așteptăm să vină ziua când va fi la campionatul mondial. Într-adevăr, aceea ar fi marea lovitură a lui Alex Crișan, însă un arbitru tânăr, un arbitru care poate să crească în continuare. Dar nu sunt doar momente de încântare la această gală, pentru că, iată, acum ascultăm și în acest discurs faptul că a dispărut în urmă cu un an și ceva unul dintre cei mai mari iubitori, să spunem, a acestui sport, al snookerului, este vorba de Marius Arcuța. El este cu siguranță omul care ne-a făcut pe mulți dintre noi să ne îndrăgostim de acest sport. Din păcate, el nu mai este și memoria sa este aplaudată în acest moment la Circul Metropolitan în București. Datorită lui Marius, a venit prima dată în noiembrie 2015 cel mai mare jucător de snooker al tuturor timpurilor, dar acest lucru a fost posibil în urma unei convorbiri între Marius Ancuța și un om care până atunci adusese cele mai mari personalități din lume în țara noastră, dar probabil că nu se gândise vreo secundă până atunci să aducă un jucător de snooker. Îl invit în scenă, nu știu unde e, pe Adrian Tis. Continuă prezentările la turneul de snooker, la evenimentul de snooker de la București. Nu este un turneu propriu zis, pentru că, spuneam, avem meciul vedetă pe care îl va juca Ronnie O'Sullivan, cel mai talentat și probabil cel mai bun jucător de snooker din toate timpurile. El va juca cu cea mai bună jucătoare de snooker, fată, practic singura femeie care a fost pe tabloul principal al unui turneu pe puncte. Este vorba de Rian Evans. Însă, ce este important pentru snookerul din România este faptul că Ronnie O'Sullivan va juca în această seară cu doi jucători de snooker de la noi din țară. Un eveniment foarte important, mai ales pentru aceștia. Spuneam, Paul Croitoru și Rareș Simca. Am văzut și
în câteva materiale de promovare a acestui eveniment pe la știrile ProTV, pe ProTV și pe site-ul sport.ro, spunea Paul Croitoru că sper să mă lase să ating și eu să ajung să dau un bilă. Sigur, dacă o Sullivan prinde un start bun, el poate încheia un joc fără ca adversarul să mai aibă acces la masă. Poate din fair play ar fi trebuit să lase primul pe Rareș, și indiferent de... Nu știu dacă îl va lăsa pe Rareș sau... Rareș este fanul lui Ronnie O'Sullivan și are emoții. Mi-a zis că este foarte emoționat. Nu și Paul, el este mai viguros, abia așteaptă. Paul este totuși un jucător sau un sportiv care practică artele marțiale și atunci are un alt fel de control. A practicat artele marțiale, se controlează foarte bine, însă și el e prins uneori de emoție, pentru că e vorba de feblețea sa numărul 1. Dar ar trebui să anticipăm oarecum pentru telespectatorii Pro X faptul că după ce Rareș Sinca va juca meciul vieții lui, deși este foarte tânăr, însă până acum va fi cu siguranță meciul vieții lui. Este meciul vieții lui. După acel meci, foarte scurt, de un singur frame, bineînțeles, Rareș Sinca va veni alături de noi și vom comenta acest eveniment împreună până la final. Exagerez de 45 de minute. Eram cu el la masă când între timp am vorbit cu stafful lui Ronnie. După o săptămână m-am întâlnit cu Ronnie O'Sullivan în Germania. Era Paul Hunter's Cup. A fost prima mea întâlnire cu Ronnie O'Sullivan. Acum după Adrian Tis ne povestește istoria lui Ronnie O'Sullivan în România, pe care o cunoaștem. A fost făcută publică inclusiv de Marius Ancuța. Și îi dedic acest moment lui Marius Ancuța, care nu mai este printre noi, și ne povestește această istorie. Da, Ronnie O'Sullivan și-a manifestat dragostea până la urmă față de această țară, de România, față de București. A spus că își dorește să-și cumpere o casă aici. Are deja. Și-a făcut acest lucru, bineînțeles, a pus în practică acea dorință. De asemenea, a reușit să devină unul dintre idolii galeriei Dinamo, pentru că a afișat la un moment dat acea fotografie cu echipa Dinamo. Să ne vedem pe Ronnie O'Sullivan. Și dintr-o dată zâmbete pe fețele tuturor oamenilor din tribunele Circului Metropolitan din București. We heard about snooker. Câteva întrebări despre Marius Ancuța, cel vinovat pentru aducerea ta în România, între ghilimele. Sigur că Ronnie O'Sullivan știe că Marius Ancuța nu mai este printre noi. Marius was very instrumental in obviously bringing snooker to Romania. Marius a fost un he was very enthusiastic om cheie în aducerea snookerului în România. And always tell the story. Adrian said, I want to do some sporting event in Romania with some sporting big stars. He said, no, you must do snooker. Marius, and Adrian was like, what is snooker? I've never heard of this sport before. He said, there's a guy called Ronnie O'Sullivan, left right-handed 147. You have to bring him to Romania. And that's how me and Adrian met. We come to Romania. We do two or three exhibitions here, then we bring a tournament to Romania. So all of this was because of Marius and his love for the snooker. Marius Sullivan spune că toate aceste evenimente care au ajuns în România, cele mai multe dintre ele organizate aici, la Circul din București, a fost datorită lui. Thank you very much, Marius Ancuța. Noi, între timp, l-am văzut în imagine și pe Paul Croitoru, pentru că acesta este cu adevărat și cel mai important pentru Paul Croitoru, meciul cu Ronnie O'Sullivan. Paul Croitoru va urma un alt frame, Ronnie O'Sullivan împotriva altui român pe care îl voi prezenta după terminarea acestui joc. 5 minute pauză, după care Alex meciul
central, ca să-i spun așa, dar toate la timpul lor, vizionarea de lui. Din fericire pentru noi va deschide Paul. Asta înseamnă că dar e posibil dacă Paul prinde frame-ul vieții lui, Ronnie să nu mai ajungă la masă. Iată, Paul va deschide jocul. Foarte bună, o deschidere bună, bună, deschidere bună a lui Paul, pentru că iată, deși a eliberat o bilă din pachetul de bile roșii, a ascuns destul de bine bila albă. Sigur că O'Sullivan vede o altă bilă roșie și o joacă la buzunar, nu reușește să o introducă, ba mai mult intră bila albă. Și Paul conduce cu 4-0. Deci poate să zică toată viața lui că l-a condus pe O'Sullivan într-un frame. Și ce într-un frame? Într-un meci, că practic meciul are un singur frame. Un pot black. Acesta este frame-ul decisiv din meciul dintre Paul Croitoru și Ronnie O'Sullivan. Și în acest frame decisiv, Paul conduce cu 4-0. Are noroc Paul aici. Bila roșie a voblat și l-a lăsat în snooker la buzunarul superior stâng. Ronnie încearcă o lovitură cu ocolire. Excelent executată. Și a făcut și ieșirea. Însă am lăsat două capete. Și pentru bila albastră. Iar dacă ar fi ratat, avea șansă să scape bine. Acum depinde și unde ar fi rămas bila roșie. Trebuie să zic că Ronnie O'Sullivan încă nu a luat pulsul acestei mese. E prima lovitură a lui, cea în care a făcut faultul. El nu știa cum rulează masa. E prima atingere a mesei. A, foarte bună această completare. Într-adevăr, Paul a jucat pe această masă. S-a antrenat 10 minute, un sfert de oră. Am făcut parte și din, să zic, stafful tehnic referitor la instalarea mesei. Pentru că această masă aparține Academiei RST Snooker Club din București. Wow. Și instalat această masă. Masa este încălzită la 45 de grade. 13. Da, bine că nu sunt bilele încălzite. Și bilele se încălzesc odată fiind pe masă, se încălzesc și bilele. E foarte important pentru că nu se mai produc atâtea chicuri. Referitor la dimensiunea buzunarelor, este dimensiune de concurs. Și aici mă refer la dimensiunea WPBSA de la campionatele de la televizor. Adică nu s-a făcut nicio favoare pentru simplu fapt că ar fi un meci demonstrativ, adică uneori la meciurile demonstrative se mai pun și se mai fac buzunarele mai mari. Nu. Se intre iată cât de e o masă dificilă, să știi. Bun, o ratare a lui Ronnie O'Sullivan și revine la masă Paul Croitoru. Noi vedem cum O'Sullivan a ratat dintr-o poziție, putem spune, deși este vorba de o bilă de altă culoare, o poziție asemănătoare cu cea din care a introdus prima bilă roșie din joc. Era o poziție destul de grea, era aceea. Iată-l pe Paul, primul punct muncit. Primul punct al lui, acum el caută bila neagră. Dacă e să vorbim puțin de este Paul, pentru că avem foarte puține momente, să zicem, la dispoziție. Este în vârstă de o foarte bună această lovitură. Sigur că avea nevoie și de caseta tehnică. Voiam să spun de caseta tehnică. Este născut în 1979, are 40 de ani. De meserie, cum am văzut, este inginer programator. Este și fondator al aceiași academii pe care am menționat-o mai devreme. Cel mai mare break în competiția lui este de 93, iar la antrenament a reușit break-ul maxim, pe care
este deja pe Facebook de atâtea ori. Filmat, este, da, filmat, este filmat, este pe Facebook. Iar, bine, Ronnie O'Sullivan în competițiile de puncte are 15. 15, da, are 15. La turneele, el a participat la turneele europene la, și internaționale. A luat locul 9 la campionatele europene pe echipe din 2013. Câștigător al unor turnee RST, care sunt turnee foarte importante, da. Foarte importante și această bilă roșie, pentru că pierde în acest poziția. Moment Paul îl egalează pe Ronnie O'Sullivan 19-19, din păcate pentru jucătorul român. În vorba lui Marius Ancuța, avem meci. Da, avem meci, din păcate pentru el, pentru snucar. Paul nu mai are continuare la bila. O, snucăr bun. Se reușește un snucăr foarte bun. Foarte. A fost o eroare de scor. Da, și noi, luându-ne cu vorba, n-am numărat punctele până la capăt. Să spunem că marker al acestui meci este Cătălin Eremia, care el este directorul nostru de turneu, directorul Academiei. El a mai fost marker la turneele. El a fost marker, a fost organizate, este arbitru internațional și este un arbitru foarte bun. A fost și arbitru la a fost turneele și arbitru organizate aici la circ în da, România, da. La arbitrat pe Ron, înseamnă. Da. Bun. Își ia timp, Paul, e un moment foarte important. E, acum sigur trece peste Ronnie. Dacă da, nu, e full ball, cum se zice. E bine. Excelent. Excelentă lovitură. Și continuare la bilă roșie. Mă uit la Ronnie O'Sullivan, se uită foarte intens, adică jucătorii de snooker se uită foarte mult la adversar în momentul loviturii. Da, practic, în acest să observe tehnica. Ronnie O'Sullivan nu urmărește masa, noi avem ocazia să vedem acest lucru, ci urmărește gesturile și execuțiile lui. Tehnica, deci Paul. Într-o lovitură, așteptăm să execute lovitura Paul. Foarte bine. Contraefect aplicat bilei albe. A rămas, are nevoie de o lovitură foarte bună acum. Cred că va juca la bila e cea mai ușoară. La buzunarul de mijloc. E cea mai ușoară bilă. Bineînțeles. E, foarte bine, foarte bine. Și acum albastru, pentru a reveni la bilele roșii. Avem șansa unui frame în care Ronnie O'Sullivan stă în scaun. Stă în scaun, într-un frame decisiv, da? Hai să spunem acest lucru, pentru că se joacă un singur frame. În snooker se numesc, turneile acestea de un singur frame se numesc pot black. Au. M-am temut parcă Paul Kuitogo, 17. Că i-a lăsat, Paul să nu lovească la acea bilă galbenă, mi se părea. I-a lăsat la buzunarul de mijloc. Da, acea lovitură. Avea oarecum bila albastră. Dar iată că are șansă și Paul Kuitogo revine din scaun pentru a juca. Ronnie O'Sullivan a stat doar o singură lovitură la masă. Era foarte grea lovitura la buzunarul de mijloc. Buzunarele au dimensiunea de 8,2 mm. Iată, bila are dimensiunea de 5,2 mm și buzunarele de 8,2 centimetri. Da, da.
5, scuze. Sigur, atunci când îl ai adversar pe Ronnie O'Sullivan în buzunar de 8 cm, poate părea de 8 mm. Am greșit eu, nu m-am concentrat suficient. Bun. Și continuă Paul. Mai sunt 4 bile roșii. Sunt 5 bile roșii, sunt 59 de puncte pe masă, mai avem una în spatele bilei maro. Sunt 59 de puncte. Erau 4 bile roșii, maro, roz. Da, sunt 59 de puncte disponibile pe masă. O lovitură în orb, nu, la buzunarul de mijloc, dar cu element de siguranță. Așa a vrut. Da, cu element de siguranță, a atacat buzunarul. Îl lasă pe Ronnie doar în situații dificile. Da, da. Hop. Trebuie să spunem, Ronnie O'Sullivan în acest moment este pe locul 2 în topul mondial, însă el a ieșit la campionatul mondial, a ieșit din primul tur eliminat de un jucător amator. Da, dar primul tur televizat, pentru că primul tur este considerat... Primul tur de pe tabloul oficial, de fapt. Tabloul principal, adică în 32 zecimi a ieșit. Da, și... Iată că știe Ronnie să pierde și cu jucători amatori, așa că... Nu a pierdut încă, nu. Să sperăm că îl învață Nu a pierdut. Iată. Cea mai aplaudată lovitura serii a lui Ronnie O'Sullivan și... Mă tem că este momentul în care a fost racheta... ultima lovitură a lui Paul, cred că a fost. Racheta Ronnie O'Sullivan va ajunge la destinația finală. Sunt curios ce îi va spune Ronnie lui Paul după acest frame. Pentru că e bine știut faptul că după ce Ronnie O'Sullivan învinge un jucător, mai ales când îl învinge pentru prima oară, când are primul contact cu un îi dă adversar. Niște explicații ulterioare. Chiar sunt curios, o să-l întrebăm pe Paul ulterior ce i-a zis. Masa, trebuie să recunosc că rulează foarte bine. Am dat și eu câteva lovituri înainte. Pentru că voiam să mă asigur că este totul în regulă. Da, am terminat-o cu bilele roșii și acum... 27 de puncte, nu mai e secvența bilelor colorate, unde e foarte greu să se întâmple ceva. O'Sullivan pierzând controlul din astfel de poziții. Să zicem că ar putea constitui o dificultate bila roz, care este bilă și de frame. Iată. Ronnie s-a uitat la tabela de scor, a văzut acum ce îi trebuie pentru victorie și și-a dat seama că îi trebuie bila roz. Nu e o poziție simplă. Și-a căutat această ieșire. Nu este cea mai simplă poziție din lume, însă pentru Ronnie O'Sullivan ar putea fi. Și este bila de frame și de match. Ronnie O'Sullivan câștigă în acest moment frame-ul cu Paul Creitoru. Paul se ridică din scaun pentru această strângere de mână și pentru acest schimb de vorbe. Urmează meciul dintre Ronnie O'Sullivan și Rareș Simca la Circul Metropolitan din București. Mulțumim, Paul Creitoru! Următorul joc va fi disputat de Ronnie în compania unui alt jucător român. A câștigat vreo 30 de turnee prin țară pe la noi și l-a bătut și pe Paul Croitoru, deci se pare că ar fi mai bun. Se pare. Vom vedea. Doamnelor și domnilor, Rareș Simca!
Rareș Simca intră la duelul cu Ronnie O'Sullivan. Și tragere la sorți. Câteva cuvinte despre Rareș. Ah, Rareș nu a avut norocul lui Paul și iată că Ronnie începe primul. Iată, are totuși o șansă să lovească. Și să conducă și el. E foarte grea lovitura. Și îl pune în dificultate, pentru că va trebui să, dacă nu va ataca, va trebui să strecoare bila albă. Ratează lovitura de distanță, calculat. Nu-i lasă nicio variantă lui Ronnie, decât de siguranță. Ceea ce este bine, însă lovitura lui Ronnie O'Sullivan din acest moment este perfectă. Da, și are soluție de ieșire cu două mante. Iar și să o aducă în spatele bilei maro sau vers. Nu a tăiat mai fin în spatele bilei, dar va rula prea mult. Da, câteva cuvinte despre Rareș. Am spus că Rareș are 30 de ani. Iată, excelentă lovitură de distanță, bun, cu un retur fantastic. În forță. Da, e foarte greu să reușești o lovitură cu retur pe o asemenea distanță. Îți trebuie o acuratețe extraordinară. Sigur, bila neagră fiind încercuită de bila roșii, Ronnie O'Sullivan a jucat la o bilă de valoare inferioară, a ales bila galbenă pentru această întoarcere între bilele roșii. El va continua să joace cu bilele de punctaj mic, ceea ce pe undeva îi oferă lui Rareș șansa de a fi încă aproape de Ronnie. Se apropie Ronnie de bila neagră. Își face loc. Își face loc. Acum poate un carambol cu bila din dreapta. Exact. Ten. Și s-a încălzit Ronnie cu Paul și îl pedepsește pe Rareș. Ceva nu e în regulă. Cred că nu are loc bila neagră pe punctul ei. Se dură era în snucăr. Asta era grija lui Ronnie, iată că are loc și va juca la acea bilă roșie, aproape de buzunarul din dreapta. Ah, a sărit bila albă, a pierdut controlul la nu are orice bilă colorată. Din păcate, va apela la o lovitură de siguranță. Wow. Ah, a atins o bilă roșie. N-a atins bila roșie. N-a atins nimic. Da. Așa. Ziceam de Rareș. Rareș are 35 de trofee obținute în România. Rareș l-a pus pe Ronnie să repete. Arbitrul Alex Crișan reface poziția. Da. Hai să ascultăm despre Rareș. Da, este o repoziționare. Cred că O'Sullivan va ataca bila la buzunar. Bila roșie deasupra bilei negre. Da. Dar iată că nu e atât de simplu. Deși orice bilă roșie va introdusă, iar face viața mai ușoară lui Rareș, pentru că bila neagră este
cum spunem, ca și băgată, însă nu e atât de ușor să găsești bilea o bilă roșie. Din stânga bilei albastre, bănuiesc că este disponibilă la buzunarul verde, dar nu e o lovitură simplă. Și traiectoria... Este. E perfectă. Așadar, Rareș este câștigător a 35 de turnee naționale din România. A participat la multe turnee internaționale, ajungând și el pe locul 9 la campionatele europene pe echipe în 2013. A fost la Sofia, a jucat cu Liam Vembo. Frumos efect de retur imprimat bilei albe, dar nu are, nu poate desprinde câteva bile de acolo. Five. Pentru a avea continuare, o lovitură de siguranță acum, iar l-ar avantaja undeva în spatele bilei verzi. Nu, alege bila galbenă. Prinde, din păcate, marginea buzunarului. Dar... E rău. N-a ieșit rău din această lovitură, pentru că Ronnie, sigur, nu avea absolut nici o lovitură, nici o bilă roșie care să fie aproape de a intra într-un buzunar. Trebuie să spun că în asemenea situații de joc, atunci când bila neagră este pe un buzunar, ne așteptăm ca... Din loviturile de siguranță, multe bile roșii să se adune în jurul bilei negre, pentru că buzunarul este ocupat de bila neagră. Lucruri care te pot speria un pic la un moment dat, pentru că trebuie să ai grijă că orice atingere... Sperăm să o... Nu acoperă și îi lasă traiectoria disponibilă la buzunarul, la buzunarul de mijloc, de parte stângă. Roni, nu ratează de aici și nu o face nici acum. Obține și traiectoria pentru bila neagră. One. Deși a rulat puțin mai mult decât ar fi vrut el pentru bila neagră, motiv pentru care, iată, joacă la albastru, sau poate chiar așa a vrut, dar faptul că nu intră această bilă albastră ne face să credem că a vrut la neagră și a rulat prea mult. Nu, avea traiectoria liberă pentru bila neagră, însă el nu a vrut să joace bila neagră, pentru că punctul bilei negre, de repoziționare a bilei negre, era ocupat de acea bilă roșie. De asta a insistat, pentru că după aceea să joace bila neagră, exact cum face Rareș și acum. Acum punctul bila neagră este perfect. Liberă și va trebui să mai desprindă câteva bile. Vom vedea întoarcerea bilei roșii. Nu, ratează mănunchiul. A ratat mănunchiul, a vrut să desprindă acea grupare de șase bile roșii, sau cel puțin una să dezvolte. I-au lipsit însă câțiva centimetri pentru succesul la întoarcere. Acum va juca la una dintre cele două bile roșii apropiate de manta laterală. Atenție la bila albă. Nu. Aplica mult contraefect pentru a nu se duce în... pentru a nu face carambol cu bila albastră sau cu mănunchiul. Lovitură peste față, cum mi se spune. Iată. Bun. Moment în care îi se simplifică și jocul lui Ronnie O'Sullivan, cel mai iubit jucător de snooker din lume, prezent acum la București, și iată, îl vedem jucând împotriva unui alt român, Rareș Cinca, că... după ce a început cu Paul Croitoru. Continuă Ronnie. Sunt sigur că își reproșează și voia Rareș să facă mai mult. Și ar fi dorit acest lucru. Acum cred că nu-l va mai scăpa din mână Ronnie.
Își calculează cu 2-3 lovituri înainte loviturile. Însă... E cam drept acum, să știi, și e greu să obțin o poziție la următoarea bilă roșie. Și oricum, și în snooker există o parte de noroc și eu cred că Rareș va avea acel noroc pentru a reveni la masă în această seară. Foarte greu își face 22. Simțit prezența norocul, pentru că snookerul este un sport de precizie. Iată-l cum Rareș revine la masă. Dar poziția este foarte dificilă. Nu, a jucat inteligent. De asta îi se spune șahul cu bile, întrucât Ronnie, într-un fel, l-ar obliga pe Rareș să desprindă cele patru bile roșii. Lui Rareș nu-i pare rău, ar fi vrut în orice context să revină la masă. Indiferent că ar fi să greșească sau nu. Sigur, iată, este ceea ce i-a convenit lui Ronnie, ceea ce a căutat Ronnie, însă Rareș a mai jucat odată, a mai avut o șansă și a mai arătat prezența. Sigur că nu este mulțumit și este logic să fie așa. Inteligentă și două dintr-o lovitură. Formidabilă această atingere. Nu este cea mai bună poziție obținută la următoarea bilă colorată. Ah. A căzut. Rareș s-a ridicat pe jumătate de pe scaun. A sărit de pe scaun, da? Crezând că acea bilă verde nu intră, însă, din păcate, a fost nevoit să revină pe scaun și camerele au surprins zâmbetul jucătorului nostru, care trebuie să admire până la capăt, probabil, reprezentația lui Ronnie O'Sullivan. Acum va trebui să desprindă una din cele două bile roșii sau să vină între bila neagră și cele două bile roșii. A ales să le desprindă. E. 13. De asta are 15... Pardon, de asta are 5 titluri mondiale. Am revăzut lovitura fascinantă a lui Ronnie O'Sullivan, aceea de desprindere a celor două bile roșii și iată, încă o șansă. 17 la 62. Va juca. Important, calculează Rareș. Important e că s-a ridicat. Făcând calcule. Da, o scurtă... Bine, este economist Rareș. Terminat cibernetica. Și pare că i-a ieșit... Nu... I-a ieșit ce i-a ieșit, dar i-a intrat bila albă. Rareș a făcut un gest lui Ronnie O'Sullivan și... A fost fault la bila verde. N-a observat Alex pentru că era pe aceeași direcție. Rareș a făcut un gest că cedează jocul și Ronnie O'Sullivan, din cheful de a demonstra, pentru că este un meci demonstrativ, pentru a arăta publicului, a continuat, pentru că Rareș nu putea să abandoneze acel joc, pentru că jucătorul la masă este cel care decide, poate încheia. Care poate încheia. Da. Și în același timp, Ronnie O'Sullivan a arătat și respect față de public. Public, dar și față de jucător, pentru că iată, i-a oferit încheierea frame-ului, sigur, și a meciului în același timp. Acum cu siguranță că nu are cum să revină la masă. Jocul s-a încheiat, Ronnie O'Sullivan, după ce l-a învins pe Paul Croitoru, îl învinge și pe Rareș Simca. El va reveni apoi pentru meciul vedete pe care îl vom urmări acum în câteva minute la Pro X între Ronnie O'Sullivan și Ryan Evans. Urmează o pauză de 5 minute, după care
meciului.